Bună ziua, mulți stimați agricultori, mulți stimați cetățeni ai Republicii Moldova. Am luat decizia să facem acest briefing pentru a informa populația din Republica Moldova, inclusiv și fermierii crescători de cereale, despre evenimentele care au loc astăzi în Republica Moldova și, în primul rând, vreau să vă informez în felul următor. Eu, în calitate de ministru agriculturii, sunt conștient de situația precară a producătorilor de cereale, în mod special din Republica Moldova. Și în fiecare zi, în cadrul Ministerului și Ministerul în sine, lucrează pentru identificarea de soluții eficiente și legale de a veni în ajutor și în suportul acestui tip de activitate în agricultura din Republica Moldova. În primul rând vreau să vă informez că a avut loc o primă ședință, procesul de elaborare a unui cadru de suport pentru acest tip de fermieri din Republica Moldova s-a început. A avut loc o primă ședință în cadrul căreia au participat reprezentanți la Ministerul de Finanțe, au participat de la inspectoratele fiscale, reprezentanți a băncilor, inclusiv reprezentanți al structurilor comerciale care importă și vă vând noastre inputuri, pentru a stabili un început de dialog, pentru că în baza unui dialog nu mai se poate de stabilit finalitatea unui proces, elaborarea unui cadru de suport pentru dumneavoastră. Deci, în primul rând, în cadrul acestei primii întrevederi s-a identificat două categorii de agenți economici care se ocupă de producerea de cereale. Deci, în primul rând vorbim despre agricultorii care au așa numitele acte de constatare a secetei de la comisiile situații excepționale raionale și la apelul făcut de către minister, deja vreau să vă informez că numai în câteva zile 15 cereri au parvenit din, aproximativ 15 cereri au parvenit din raionul Căușeni la Camera de Comerț, Căușeni Ștefan Vodă la Camera de Comerț. Urmează să fie analizate cererile și eliberate certificatele de situație de forță majoră, care ulterior pot fi prezentate la bănci sau la agenții economici cu care dumneavoastră aveți relații comerciale pentru a stabili relații noastre ulterioare. A doua categorie de agricultori producători de cereale, care astăzi sunt într-un număr mai mare, sau mai bine zis, urmează în urma lucrului comisiei să stabilim care este numărul lor, sunt agricultori care nu au suferit de la secetă, dar au astăzi impedimente în procesul de realizare, sau mai bine zis, prețul de realizare a produselor cerealiere. Și noi trebuie să lucrăm, să identificăm soluții pentru aceste două categorii. Prima categorie, deja vorbim despre certificatul de forță majoră și cadrul legal în Republica Moldova este perfect funcțional. Avem 15 cereri și eu cred că ele trebuie să fie mai multe, pentru că numai la nivel de raionul Cahul este un număr foarte mare de agricultori care au avut secetă și trebuie să urmeze să-și ia acest certificat. Și trebuie să vorbim despre consecințele pentru a doua categorie de agricultori. Pentru început, dacă să vorbim despre acele două propuneri de bază care au venit din partea forței fermierilor, vreau să vă informez și vreau ca să fie foarte clar pentru agricultori și pentru cetățenii din Republica Moldova că așa numitul moratoriu propus de către forța fermierilor, el nu poate fi aplicat sub nicio formă, pentru că, în primul rând, nu există formă legală în Republica Moldova în baza căruia ar putea fi declarată o astfel de formă de susținere. A doua modalitate, nici inclusiv CSE-ul nu are astfel de împuterniciri și mai mult ca atât, legislația din Republica Moldova prevede foarte clar și slavă Domnului că în Moldova nu există nicio entitate care ar putea interveni în relațiile private între doi agenți economici. Nu poate interveni și nu are dreptul absolut nimic să intervină între bancă și agentul economic care și-a luat credit, între o persoană juridică, inclusiv cineva care a vândut grâu la altcineva. Deci nu există cadrul legal care ar permite astfel de intervenții din partea oricărei, cine n-ar fi, entitate din partea statului. Și din acest considerent, noi propunem să ne axăm pe lucruri care pot fi făcute.
să identificăm un cadru legal în baza căruia noi putem să intervenim și să venim cu suport real și legal pentru agricultorii din Republica Moldova, producători de cereale, care la etapa actuală au intrat în impas. Vreau să vă spun că în agenda mea, practic, permanent avem o mulțime de activități, dar acum prioritare sunt identificarea de soluții pentru acești agricultori. Chiar astăzi voi avea la Minister prima ședință cu reprezentanții băncilor și pe această cale vreau să vă informez că în Republica Moldova în total sunt 11 bănci comerciale. Din ele, numai 6 acordă credite în agricultură. Din păcate, este un număr foarte mic. Pentru 5 bănci, agricultura nu e un sector care ar fi interesat și lucrul ăsta este, din punctul meu de vedere, destul de trist. Urmează să demonstrăm că suntem un sector dinamic și investițiile făcute alături de agricultori în economia noastră națională sunt de perspectivă. Și urmează cu acești reprezentanți a băncilor comerciale care creditează să stabilim unul la mână lista până la ultimul agent economic care au credite la băncile comerciale din Republica Moldova. Ulterior, să stabilim câți din ei procentual și vom face un studiu dinamic în ultimii 5 ani de zile, care era procentul de agricultori care au intrat în incapacitate de plată sau au fost pasibili de a fi trimiși în insolvență sau nu și-au putut onora obligațiunile la plata creditelor, dobânzilor și a treia, din ce perioadă îi se trag toate problemele pe care ei au. Pentru că noi trebuie să recunoaștem și asta tot este un adevăr, că au fost investiții, unei agenți economice au făcut investiții iraționale, că au făcut greșeli de plănuire a afacerilor sale și trebuie devenit cu răspunsuri foarte țintite și de stabilit din ce motiv fiecare, repet, fiecare agricultor a ajuns în incapacitate de plată. După care se vor veni și cu soluții pentru cei care au consecințele situației actuale din 2023. Stimați agricultori, eu vreau să vă spun că va urma tot astăzi și o întâlnire cu importatorii de inputuri. La fel, întrebarea care va fi pusă acestor importatori va fi care este numărul de agenți economici anul curent care intră din capacitate de plată și comparativ cu ceilalți ani, pentru că pe noi ne interesează dinamica și trebuie să stabilim cu siguranță care este complexitatea problemei în sine pentru a o preveni, pentru a preveni declanșarea unui proces, dacă el poartă un caracter masiv, stoparea și găsirea de soluții, ținând cont de interesul la toate părțile implicate în acest proces, pentru că unica modalitate de rezolvare a tuturor problemelor este colaborarea, discuțiile și stabilirea de lucruri reale și legale. Până la sfârșitul săptămânii voi stabili o întâlnire și cu asociația așa numitelor structuri de microcreditare. Din păcate, ei nu au o asociație cum au Asociația Băncilor din Republica Moldova, dar prin intermediul unei asociații de business voi stabili cu ei o întâlnire și voi discuta exact în aceeași manieră. În primul rând, trebuie stabilit care este portofoliul în agricultură și care este tendința de a intra în incapacitate de plată a agricultorilor din Republica Moldova. Și cel mai important, toate aceste discuții care vor fi făcute aici la nivel de Ministerul Agriculturii trebuie pentru au ca și scop stabilirea de modalități legale de suport pentru agricultorii care au intrat în capacitate de plată drept urmare a consecințelor războiului, a prăbușirii prețurilor și multe alte lucruri legale pe care urmează să le stabilească comisia care deja a început să funcționeze. Practic, sunt niște întrebări la care trebuie devenit cu răspunsuri. Acum, în ceea ce privește următoarea propunere din partea Forței Fermierilor, și anume ne referim la redistribuirea celor din fondul AIPA pentru 2024, redirecționarea a 500 de milioane de lei pentru compensarea producătorilor de porumb și floarea soarelor, mai bine zis a culturilor de grupa a doua. Guvernul Republicii Moldova nu susține această propunere pentru că o consideră discriminatorii în raport cu celelalte agricultori și agenți economici din agricultura agricole care au făcut investiții în 2023 și care au luat credit la bancă și care au mizat cu certitudine pentru a primi aceste subvenții și noi
acțiunile care urmează să le facem trebuie să fie în susținerea agricultorilor care sunt în dificultate, dar să nu creăm dificultăți pentru alți agricultori. Dar ce este de făcut? Evident că vorbim despre și care sunt soluțiile, în acest caz, viabile și legale. Evident că Comisia, în primul rând, trebuie să stabilească gravitatea problemei și gravitatea problemei trebuie să reiasă din situațiile care vor fi primite și analizate pe patru dimensiuni. Unul de la bănci, a doua de la Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Inputuri, a treia de la Microfinanțare și a patra de la Asociația Administratorilor de Insolvență. Din aceste patru entități, noi trebuie să primim toată informația și, repet, până la ultimul agent economic, făcută o listă care este eligibil și după urmează de stabilit modul de suport pentru agricultori și suma de bani care va fi alocată acestui tip de suport din partea guvernului. Și atunci noi vom vorbi despre sumă și modul în care vor fi alocate suportul țintit pentru agricultori care au intrat în incapacitate de plată în baza unor decizii care vor fi luate de comisie, stabilite de comisie, motivul. Mulțumesc, agricultori! Pe această cale vreau să vă informez că Ministerul Agriculturii este în fiecare zi încadrat în procesele de identificare a soluției pentru suportul țintit și rezolvarea problemelor din agricultură. Drept dovadă, anul curent, în 2023, noi am alocat 1.900.000.000 de lei în agricultură, din care 200 de milioane au mers țintit pentru rezolvarea problemelor agricultorilor din producători de cereale de grupa 1. Tot marea majoritate a banilor din plata de acciză de 135 de milioane au mers pentru producători de cereale, pentru că ei sunt cei mai mari consumatori de motorină în procesul său tehnologic de producere. Lucruri care ne face să înțelegem și să credem că anume abordarea țintită a problemei și cătarea și găsirea de soluții țintită este modalitatea cea mai bună și cea mai eficientă în model de suport pentru agricultorii din Republica Moldova. Pentru că agricultorii sunt foarte diferiți, activitatea este foarte diferită, nivelul de venituri este unul extrem și extrem de diferit și soluțiile financiare sau alocarea de resurse financiare atunci când resursele financiare sunt extrem și extrem de limitate, ca în cazul Republicii Moldova, ele iarăși trebuie să fie țintite și orientate spre cei care cu adevărat au nevoie de acești bani. Și măsurile care trebuie luate trebuie să fie întotdeauna țintite spre efectul economic, spre suport, și lucrurile astea ne ocupăm și cu lucrurile astea vor concluzii de la această activitate vor veni inclusiv și comisia care va finaliza activitatea sa în interesul agricultorilor. Eu vreau să vă mulțumesc mult pentru munca care dumneavoastră o faceți în fiecare zi și vreau să vă confirm suportul permanent din partea Ministerului Agriculturii în procesul noastră de muncă și suntem la straja dumneavoastră și muncim alături dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult!